Cei care s-au născut în zodia Scorpionului vor avea între 23 și 24 noiembrie dimineața o perioadă bună, relaxată, destinsă, în care vor fi în stare să se detașeze de factorii de stres, de preocupări, de gândurile negre, de nemulțumiri, ori chiar de discretele afecțiuni care din când în când le-au stricat până nu de mult zilele și cheful de viață și de muncă și care acum, atenuându-se, le redau acest chef de viață și de muncă. Între 24 noiembrie după ora 8 dimineața și 26 noiembrie tot dimineața, luna va tranzita sectorul lor natal. Va face o combinație redutabilă cu Marte și cu Mercur. Nu este foarte ușoară, ea răscolește profunzimile sufletului, ale conștiinței, ale subconștientului și chiar ale instinctelor. Îi regrupează pe nativi pe direcția unor atașamente față de o premisă importantă. Dacă e vorba de suferință, nu mai pot să iasă din dimensiunea supărării, a grijii, a necazului. Dacă este vorba de un progres, un examen, ceva în devenire, în construcție, atunci sunt dedicați acelui proiect. În sfârșit, cea mai importantă premisă este cea legată de relațiile parteneriale, felul în care se desfășoară relațiile conjugale, cele de afaceri, dușmăniile, răfuielile, revoltele, nemulțumirile, invidiile și procesele. Acum, pentru Scorpioni, ca și pentru Taur, funcționează în chipul cel mai puternic și determinant opoziția Marte-Uranus. Vă spuneam și în ediția emisiunii Uranissima de săptămâna trecută că această combinație n-a mai avut loc de 80 și ceva de ani. Teoretic, ultima dată s-au întâlnit în 1940, deci au trecut 80 de ani. Acest aspect nu se poate produce decât, firește, când e Uranus în Taur și Marte în Scorpion, doar că Uranus revine în Taur odată la 84 de ani. Și atunci acest tip de opoziții s-au petrecut în secolul 20, între 1935-1940, de 4 ori. Se vor produce și de acum încolo, de mai multe ori. Acum este prima confruntare. Ea pune premize personale și parteneriale importante, esențiale. Unii nu vor putea trece peste ele nici acum, pe moment, alții vor începe să le identifice, să le adulmece ca un potențial de risc, ca o mare problemă, pe ideea să vezi ce o să am eu de tras, să vezi cu ce o să mă confrunt, să vezi ce o să se întâmple când o să se petreacă ceva și vor rămâne în această stare de așteptare vigilentă, de observare, până când la un moment dat Marte va reveni după 2 ani în același sector și poate că atunci va declanșa ceea ce s-a acumulat și creează pragul necesar declanșării unei crize, a unei situații. Poate că vor trece 4 ani. În tot cazul, ceea ce se generează acum este o situație în evoluție, cu o mișcare ondulatorie mai intensă și mai relaxată, care îi va solicita din plin. În fine, sunt și aspectele secundare, armonicele și disarmonicele, așa zis, minore în carte, care mai pot alimenta și readuce din când în când în prim plan această poveste. Această opoziție se va afla la grad perfect pe 24 și 25 noiembrie. Da, firește, este atât de mare și de important contextul încât și cu 2-3 zile înainte și cu 2-3 zile după, premisa rămâne aceeași. Ea este interesantă, mai ales pentru scorpionii care s-au născut în primul decan și pentru cei care au ascendentul în preajma gradului 3, 4 maximum, Scorpion. Între 26 noiembrie după ora 10 dimineața și 28 noiembrie la prânz, moment foarte bun din punct de vedere financiar, bănesc, salarial. Un avantaj, un câștig, o reglementare, o repunere în drepturi, o recuperare a unei datorii, plăți restante care se fac, în sfârșit, situații favorabile pe toată linia. Cel puțin așa e pe hârtie. Dacă realitatea nu concordă, înseamnă că mai intervin și aspectele personale sau pe harta cerului fiecăruia, în funcție și de semnul de generație și de ascendent, acest context nu coincide cu ceea ce spunem noi cu casa a doua, ci cu altă zonă. În ziua de 26 noiembrie, aici, în această casa a doua a banilor câștigați din muncă proprie, se va îndrepta influența fazei de lună nouă în Săgetător. Este un reper, ca și cum de aici încolo lucrurile vor decurge într-un alt context legal, juridic, economic. Se schimbă ceva, se reglementează ceva, se reașează ceva, lucruri care privesc o schimbare, o noutate, un început, altă evaluare și implicit altă atitudine. Între 28 noiembrie, după ora 14:30 și 29 noiembrie, posibilitatea de a învăța sau chiar nevoie, e bine să învețe, să acumuleze, să se informeze, să verifice pentru a-și consolida părerea, opinia, informația, demersul, proiectul, premisa personală sau o viitoare decizie. Casa a treia se încarcă de vibrații și din cauza transitului lunii în acest răstim de 2 zile, dar mai ales din cauza transitului planetei Venus, care va intra în acest sector în ziua de 26 noiembrie și timp de câteva săptămâni va introduce o notă pozitivă, va mai atenua asperitățile și duritățile perechii Saturn-Neptun, va crea șansa de a afla lucruri esențiale, de a stabiliza și consolida o serie de păreri prin vigoarea, autenticitatea și veridicitatea unor fapte reale, documente, mărturii sau convingeri. Se vor consolida în părerea lor în urma unor evenimente, cum spuneam, sau a unor informații care devin arme, instrumente pentru ei. Vor fi cu legea în mână, cu documentul în mână, vor avea dovada, ceva ce susțin, pretind, impun, propun. Relativ bun contextul astral pentru cei care fac deplasări asociate cu una sau mai multe întârzieri, cu una sau mai multe neconcordanțe, discrepanțe, pierderea unei legături între, eu știu, avion, tren, vapor, mașină, condiții meteo mai puțin favorabile, drum mai lung decât de obicei, obositor, presărat cu opriri, cu întâmplări, cu evenimente, cu situații care nu ne trimit pe noi spre zona accidentului și a riscului, cât mai ales spre zona dificultăților rutiere, cotidiene, care îngreunează un traseu, un parcurs și îl fac pe câte un nativ să ajungă acolo unde trebuia mai târziu, să rateze ceva, prima parte a întâlnirii, a conferinței, să ajungă în ultima clipă, ori să-și facă 1000 de nervi că nu ajunge la timp. Pentru asta probabil că vă va recurge la tot felul de stratageme și artificii pentru a se încadra. Sperăm că în acest context micul benefic va ține cu ei și le va deschide drumul necesar.